Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava are un nou director, asta după ce fostul director, Margareta Isăilă, a solicitat mutarea în funcția de director adjunct. Motivele cererii înregistrate de fostul director sunt neregulile găsite în cadrul instituției. Consilierii județeni au votat în cadrul ședinței ordinare schimbarea Margaretei Isăilă din funcția de director general. Doamna directoră Isăilă. Ca și raportul de serviciu a doamnei Margareta Isăilă. Voturile exprimate 27 pentru, 7 voturi împotrivă. Noul director al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului este Dan Ionuța Domniței, șef serviciu în cadrul instituției. Acesta va ocupa această funcție cu titlul interimar până la organizarea concursului. Trebuie privind modificarea raportului de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Județului Suceava, la domnului Adomiță Dan Ionuț, șef serviciu din cadrul instituției, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de 6 luni. Aș vrea să fac precizarea că, potrivit articolului 45 al 5 din Legea Administrației Publice Locale numărul 258/2001 republicate, cu modificări și completări ulterioare, hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret. Rezultatul votului este următorul. Pentru 20 de voturi, împotrivă 14. Președintele Consiliului Județean Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, a precizat că neregulile găsite la DGASPC vor fi făcute publice. Deci vor fi făcute publice aceste nereguli, aceste lucruri care încercăm să le corectăm. Noi și anul trecut, în raportul Curții de Conturi pentru anul anterior, mă refer la 2011, s-au identificat câteva nereguli destul de mari acolo și care trebuie corectate în mod evident. Soluția pe care am adoptat-o este cea pe care a văzut și dumneavoastră. E vorba de o variantă temporară de 6 luni și sper în această perioadă să poată fi puse câteva lucruri la punct, inclusiv în partea de achiziții publice și, așa cum am spus și în plenul ședinței, mă aștept ca doamna fost director Isăilă să facă parte din echipă pentru a ajuta la acest proces, interesul fiind categoric de a face lucrurile să se miște normal, fără sincope, fără dificultăți, pentru că este o zonă cu risc mare, o zonă în care pot să apară oricând dificultăți majore și vrem ca prin această formulă de management să putem preîntâmpina anumite aspecte negative pe care le-am văzut în trecut. Deci, repet, lucrurile vor fi făcute publice ulterior, atunci când vor fi finalizate toate documentele și până se instalează noua conducere, sper să avem finalizate și aceste abordări care țin de partea de audit.